mie, nu mai stai! Un românache în Rusia. Salutare, oameni frumoși, sunt la fiul meu la muncă. Hai să mai trăim. Doamne ajută. Cam așa că arăta înainte exponatul. Îl băgăm la spălat și vedem ce este după. Mă spală fiul meu pe cap. Fiule, stai puțin, stai un pic înainte să te apuci. Te rog să nu mă faci precum Kojak. Știi cine a fost Kojak? Eu te fac ca la televizor. Da? Ștefan, tu știi cine a fost Kojak? Teisa. Ah. Doar așa de vârsta noastră știu. Cred că și dumneavoastră știți, da? Gata. Acțiune. Vin ai face secțiuni pentru conexiuni sau detalii tehnice. În domeniul barbaringului, cel puțin România stă destul de bine la capitolul ăsta. Foarte mulți frizeri buni care au un viitor față de noi, ăștia care am început acum cu 8-9 ani. Deci, să trecem la treabă. Partea de top o să o facem old school, cum probabil s-a tot și până acum. Fără un timp foarte scurt, nu că avem variante pentru a-i face secțiuni, dar cu mai multe detalii tehnice, vă aștept la mine pe profilul de Instagram, unde pot susține și TikTok-uri live și Instagram live. Așa că ne vedem acolo. Scuză-mă un pic, Andrei, să le spun prietenilor noștri. Uh-huh. Andrei a câștigat multiple concursuri, are diplome multe și predă și seminare pentru barbershop. Felicitări! Mulțumim, mulțumim! Urmează în curând concursuri internaționale, probabil anul viitor. Ne aflăm într-o locație la Eroii Revoluției, vis-a-vis de cimitirul Eroilor Revoluției, chiar vis-a-vis de biserică, cum ar fi clădirea lipită de liceul Autobuzul, dacă știe cineva, dacă își mai aduce aminte unde a fost liceul Autobuzul, pe linia de tramvai spre Adesbo. Sau pentru cei care nu cunosc, lângă Domino's Pizza, Eroii Revoluției. Da. Vă așteptăm. Sau biserica, e chiar acolo, în spate, unde... Calea Șerban Vodă, da. 278. Singurul barbershop din zonă, care chiar vă poate schimba viața. Să dați lovitură. Pentru amante, pentru soții. Da, da. Adică să fii magnet pentru femei, da? Păi, da. Aha. Deci cum o faci? Avem o tunsoare de tip skin fade, cu side part în partea de top. Ne lăsăm ușor în zona lateralelor cu un drop fade, ceea ce presupune un contur mai accentuat al tâmplelor. Și veți vedea în data ce urmează să spun expus pe capul datului meu. Adică tu o să mă faci magnet pentru femei, adică Oxana mă va iubi mult mai tare când voi ajunge în Rusia. Acum să nu mă înjure dacă te ia și altă. Nu numai. A, dacă nu mai ajung, mă opresc la Dubai. Păi, s-ar putea să nu se știe. Ok. Ce înseamnă bărbații ăștia, domnule? S-aranjează pentru femei. Nu numai femeile s-aranjează pentru bărbați. Acum nu vreau să vă plictisesc cu detaliile mele tehnice de asupra la ceea ce fac. Păi acum nu înțelegem nimic. Vorbim. Poate sunt și biseri mai vechi în branșă care ne urmăresc și ar fi interesați de ceea ce fac aici.
pentru însă nu vă dau totul așa de gata, ci vă aștept cu mare drag aici în locație pentru un seminar sau un look and learn de tip one-to-one, unde vă pot învăța cam ceea ce doriți. Ați stat foarte mult pe dorințele voastre de a învăța. Deci, avem o tehnică eficientă folosită, tocmai că e ora târzie, berea ne așteaptă în frigider. Restul de bere. Apropo, este 10 și 20. Este seara, da, e destul de târziu pentru toată lumea, așa că să luăm cu toții o bere să vedem videoclipul acesta. Yes. În continuare. Bun. Și la urmă, deși vă dăm această urmă, și foarte bine și frumos curățăm cu mașina de contur. Am căutat cumva să nu expunem părul alb pe care îl are cam peste tot tatăl meu. Dar măcar pe laterale să nu mai existe. M-a făcut tânăr. Păi da. Moșule, ce tânăr ești. Să găsim și niște domnișoare pe aici, eventual. Da, e greu să le mai găsești, mă, tăticule. Mergem înainte, că înainte era mai bine. Adică tot înainte, ca pionieri? Păi da. Niciodată înapoi. Am pregătit gloanțele pentru ce va urma. Aha. Deci, începe să prindă contur. Ar fi foarte bună de spus. Un contur de genul ăsta poate schimba cam 40% din culoare. Dacă sunt frizeri, probabil mai vechi în branșă, știu despre ce vorbesc. Tăticule, tu mi-ai făcut cască, mă? Păi, Rosi, acolo nu știi la ce să te aștepți. Hai să mai trăim. Și la operator, să nu-i tremure mâna. Mă da. Să... Revine și el imediat. Apropo, mersi. Ștefan este... operatorul este prietenul meu din Rusia. Bagă-te în oglindă să te vezi și tu. Hello! Prietenul meu din Rusia, din Varoneș. Am călătorit cu... de călătorie. Da, am călătorit împreună la Cercul Polar. Murmansk, da, în capitala Arcticii. Am călătorit la Baikal, da, împreună. Și ce mică e lumea, ne vedem și la București, da, să bem o bere. Apropo, știi la cine am stat atunci? La Listvianca. Da? Sunt pe Facebook cu ea. Da. Și știi că era da, sărcinată. Era gravidă, da. Da. Acum e cu bebele în Thailanda. Aha. Foarte frumos. Și am scris, uite, mai știu când era însărcinată. Așa, încă timp okay. Am avansat procesul și vom începe prin a asculta vorba old school. Pentru că avem pe canal urmăritori care poate au barbă și își doresc un tratament de genul la podoaba de pe față. Am ales că astăzi să facem barba old school pentru că ne poate conferi mai multă siguranță pe tot ceea ce facem. Și după cum puteți vedea, rezultatul este promisător. Sunt la început și eu. Ce să facem? E bine. Folosim de asemenea și pinții deși, pentru așa ceva. Uh-huh. Unde sunt detalii de măsura mașinii 05. Deci se bagă lama. Ok.
victima așteaptă. Fiule, ia mai dă-mă și mie o bere, te rog, că mi-e cam frică când te văd cu briciul ăsta. Gata, nu. Să prind și eu curaj. Uite, acolo e un mort. Așa se va face. Corona. O desfacem frizerește. Da. Deci aceasta este corona care da. Ne place. Hai să mai trăim. Cealaltă s-a dus. Da. Bun. Ce frizerie șmecheră. Trăiască Mexico. Da. La cerveză. Da. Cerveseria Modelo. Și frizerul bea cu mine. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne. Sau Doamnele ajută. Da. Pentru pace. Gata. Să facem acest contor. Mm-hmm. De care era cam frică tatălui meu, dar... Deci, bineînțeles că am luat niște corona, astfel încât să prindă curaj. Toată lumea a prins curaj. Păi, da. Trecem și la partea alăturată. Hater iar spune că folosim briciul pe uscat, că n-avem... Păi nu, că am băut. Material. Da, da, nu-i pe uscat. Corect. Dar, dat fiind faptul că facem treaba pe uscat, iese mult mai... curat. Maestro. Pot în soare, pot chimită. Deci mai corectăm pe locuri. Că ora asta e cam baraboantă. Așa că, după cum putem vedea, la verificare au ieșit niște imperfecțiuni care sunt la poliș. Ai poliș? Păi acum face poliș. Polișează acum. Final. Avem, de asemenea, coarfeca brută și cea de poliș. Aha. Se vede diferența la vârf. Aha. Nu știu dacă focusează. Da. Dar e frizerii din... Focus free. Frizerii de pe canal știu despre ce e vorba. Aha. Și ceilalți așa, nu înțeleg. Ceilalți sunt bineveniți să se apuce. Cum nici eu. Sau să experimenteze. De asemenea, am avut niște obiecții asupra mustății care trebuie să le rezolvăm. Așa că trecem în data la mustății, mai exact în zonele acestea, să fie foarte, foarte clean. Pentru că nu se știe că ne mai vedem prea curând. Să țină până când ne vedem. Dragii noștri prieteni, vreau să știu ce produse folosiți. Scrieți acolo în comentarii ca să facem freza tatălui meu și să aflăm de altfel ce produse pentru styling folosiți. Eu lui voi folosi o ceară mată, mai mult pentru modelare, pentru că acest tip de tunsoare nu necesită foarte multă textură, ci mai multă naturaleță. Și după cum se poate vedea, cam ăsta ar fi styling-ul final pentru el. Așa că... Cu vaselină merge, dacă mai altceva. Ar fi bună. Dar nu pentru noi. Bun. Să vă fie de bine, doamnă. Doamne ajută! Cam asta ar fi. Succes la gagici, acum. Ele sunt mă, pe drum deja. Îmi dă Oxana cu scavarotca. Și să-mi ziceți ce părere aveți.
super duper. O să-l mai învârtim un pic. Facem un cosmonaut. Dragi prieteni, tata tocmai a observat că am omis ceva foarte important. Ceea ce înseamnă? Îl dezinfectăm. Adică m-a lăsat cu păr pe urechi. Wow. Secretul bucătarului. Simțiți mirosul prin cameră? Aha. E, la Crăciun avea. De patruped pârlit. Ați văzut și voi tehnica asta cumva? Până acum? Eu n-am văzut. Pe mine m-au mai făcut așa o dată. Știu doar la acela clătite veneau, nu? Cu dețele. Corect. E, cum e? Să-mi scrie și mie, vă rog. Și poate veți spune că fac reclamă fiului meu, dar ce părinte nu ar face reclamă fiului lui? E meseria și Andrei sau nu? Ora asta este. Vă așteptăm pupăm? Părerea voastră. Da. Doamne ajută! Hai să mai trăim. Doamne ajută! Sau cum zice Andrei, Doamnele ajută. Să vedem păi freza da. Asta.